De ce Partidul Democrat? În primul rând pentru stabilitate. În al doilea rând pentru profesionism. În al treilea rând pentru fapte. Eu sunt omul acțiunilor și a vorbelor și de aceea ce mă motivează pe mine aici este, nu este ruptura de la vorbă la fapt, dar este fapta întruchipată care pe urmă corespunzător și poți să o iei drept exemplu și poți să mergi cu ea. De ce am aderat la Partidul Democrat? M-am gândit mult, am pornit în primul rând de la Lozincă. Fapte, nu vorbă. Deci, întotdeauna când îți ceva promiți oamenilor, trebuie să te gândești, ai să poți realiza. Nu am spus platforma partidului, dar am întrebat pe oameni, ce doriți ca noi, venind la putere, să facem pe strada dumneavoastră, în localitatea noastră? Și mi-am înscris tot. Primul ce a fost drumurile, a fost iluminarea și vreau să mă laud și să spun că două obiective pe care noi le-am pus în platforma noastră, da, sunt deja realizate. La Cimișlia au venit milioane pentru drumurile noastre, două drumuri, Giurgiulești, Cimișlia, Giurgiulești și Cimișlia, Iargara, care deja s-au început lucrările și jumătate de raion deja este iluminat cu lămpi LED. Pornind de la Lozinca, fapte nu vorbe. Anume asta m-a făcut să fiu un membru de acum 8 ani. Activitatea de genul e prima din experiența mea, adică cu femeile, eu mai mult cu tineretul, dar anume pentru faptul că acest partid emană încredere și stabilitate. Echipa e foarte puternică, încrezută în forțele proprii, e constructivă, profesionaliști, sunt credibili, verticali și, de ce nu, bine instruiți. Cred în echipa Partidului Democrat, cred în proiectele inițiate de către Partidul Democrat și cred în faptele realizate de către Partidul Democrat. S-au plecat cei slabi, au rămas cei care trebuiau să rămână, au rămas profesioniștii, au rămas perseverenții, au rămas omenoșii. Au rămas cei mai tari. Prin asta, prin oamenii care au rămas, partidul devine o forță. Majoritatea, asta au demonstrat-o alegerile parlamentare, alegerile locale, majoritatea sunt cu Partidul Democrat, cu noi.